V-am găsit la un nou episod. Astăzi, fraților, facem un nou episod de unboxing. Mai exact, am primit un colet de pe Wish. Îl am chiar aici. A venit prin poștă pentru că nu va trebui să-l plătesc pentru că l-am plătit cu cardul. Așa că pentru cei care vreți să vă luați ceva de pe Wish, liniștiți că în două luni îl primiți. Dar să nu credeți că dacă vă cumpărați iPhone-ul cu 100 de lei, vine. Mă refer la lucrul așa mai... Așa, care are un preț mai ok. Deci nu vă gândiți că luați bicicletă cu 15 lei sau iPhone-ul cu 100 de lei. Eu aici am o mască, mai exact, Multicolor School Scarf. Este o mască mai mult pentru bicicletă, ca când cobor să nu-i intre praful. O de aia care o ții de aici în jos. Deci, foarte interesantă. Aici scrie că costă 0,30 dolari. Nu cred că se vede, dar... Stau mai așa. Se vede cât de cât. 0,30 de dolari. Dar, vă spun direct, în lei costă cam 5-6 lei, nu mai știu exact. Plus, cât să fie, pe Wish ți-a cam 5 lei pentru fiecare produs, 1 dolar ți-a. Și aș face unboxing-ul. Am comandat mai multe produse, dar vă că au venit separat numai unul, a venit până acum prin poștă. Și să începem. Mai e și carambitul. Ia să vedem. De aici este și masca. Și arată să vă arăt așa. Și asta intră aici frumos pe cap și nu mai stau să o pun, dar să vă arăt așa cât de cât cum arată. Arată ceva de genul. Eu vă arăt doar așa, dar na, vede mai bine când e pusă la gât. Și mi s-a părut foarte interesantă, mai erau mai multe modele, dar acesta era cel mai interesant, dar era multicolor. Pentru că are un design foarte interesant, cu zombie, are și un ochi aici. Mi se pare foarte interesant. V-am spus, eu am luat-o mai mult pentru că mai merg cu bicicleta și... Ba, o pui să nu mai sară praful, ba, așa. Și e destul de interesantă. Deci, cum v-am spus, cutul cu livrare a costat în jur de 10 lei, să spunem așa, cutul cu livrare. Deci, nu e țeapă, asta am comandat. Și cam atât și cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut, cu voi a fost tipac. Când ați dat, dați un like, share și subscribe. Și dați și un follow pe Instagram. Salut! Tânăr și mă doare în pulă.